Invitata a colegului nostru Ovidiu Ilisan în emisiunea Șahmat, primarul Maria Precup a vorbit despre agenda de investiții pentru acest an. Edilul șef a arătat că administrația locală este preocupată de asfaltări, extinderea rețelei de apă canal și starea clădirilor în care funcționează instituțiile publice. Dar prioritate sunt și parcările auto, despre care Maria Precup spune că sunt insuficiente atât în zona centrală cât și în perimetrul cartierelor. Era o variantă sub cinematograf să facem o parcare subterană, nu cred că ne permite infrastructura. Și nici nu știu dacă ar avea căutare o asemenea parcare. A fost o variantă a colegilor mei consilieri. Scoarul și trotuarul din centrul orașului să-l mutăm în parc, unde oricum este o alee, și să facem o parcare pe partea stângă, către finanțe, partea stângă orașului în spic. Am extinde foarte mult acest mod de a-și parca mașinile cetățenii înainte de masă, mai ales dacă va fi cinematograful funcțional, sper să avem și după masă căutare la aceste parcări. Și am mai primit foarte multe sugestii și în cartierele de locuințe să marcăm parcările, pentru că foarte multă lume nu-și găsește loc sau parchează aiurea sau... E clar că parcul de mașini s-a mulțit. S-a mulțit și majoritatea sau aproape toate cartierele au fost făcute înainte de Revoluție, când aveam foarte puține mașini și au fost destul de concentrate. O altă chestiune care o preocupă pe Maria Precup este situația tinerilor și a familiilor defavorizate care au nevoie de o locuință. Primarul vrea să-i ajute și pe aceștia, fie cu teren pe care să construiască, fie cu apartamente. Cât privește acordarea de terenuri tinerilor în vederea ridicării de case, edilul șef al municipiului a amintit că există un proiect pentru zona de la ieșire din Reghin spre Gurghiu. Am împodmolit la postul trafo care trece pe acolo și trebuie să obținem avizele de la Electrica, am făcut ridicările de topo și urmează să facem parcelările și să în anul acesta să primească și tinerii această oportunitate de a-și construi o casă. Și de asemenea am cerut și un bloc anele, construirea unui bloc anele, și sper să beneficiem și de acest lucru. E veste bună pentru tineri. Da, și o necesitate. Ne-ar mai fi necesar și un bloc de locuințe sociale. Avem foarte multe cazuri sociale care trebuie rezolvate, însă trebuie să avem răbdare anul acesta și bugetul are o problemă, bugetul consolidat.